Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Plan roșu de intervenție în Dolj, elevi intoxicați după o dezinsecție. Fost manager implicat într-un accident rutier. Ședință premergătoare pentru contractul colectiv de muncă la CEO. Mai mulți elevi de la o școală din Dolj au ajuns miercuri dimineață la spital. Copiilor li s-a făcut rău după prima oră de curs. Din primele informații, elevii ar fi fost intoxicați cu substanțe de dezinsecție. S-a întâmplat la o școală din comuna Daneți. Este vorba de 17 elevi care prezentau dureri de cap și vărsături. În primă fază, copiii au fost evaluați la dispensarul din sat. Pentru 8 s-a luat decizia transferului la SJU Craiova, iar 3 au fost duși la spitalul Filantropia. Autoritățile doljene au declanșat planul roșu de intervenție. Din primele informații de la fața locului s-a constatat că în școală s-a efectuat o dezinsecție și s-au folosit substanțe de curățare. În prezent se lucrează la identificarea substanțelor folosite. Pe de altă parte, directoarea școlii din Daneția, Dina Ursu, a declarat că nu s-a efectuat curățenie cu produse care să pună în pericol viața copiilor. Nu s-a făcut nicio deratizare, nici o dezinsecție, nici o dezinfecție, absolut nimic. Nu s-au folosit alte produse de altă natură care să pună în pericol viața copiilor. S-a făcut curățenie în condiții normale. Curățenia a fost făcută ieri după terminarea programului, nu în această dimineață, astfel încât să spunem că s-au folosit substanțe și că nu a fost ventilată încăperea. Managerul spitalului Filantropia, Liviu Radu, a spus că elevii din Daneți ajunși la unitatea medicală sunt în stare stabilă. Copiii deja se simt mult mai bine, acuză niște stări de grață, dar sunt în stare bună. Și purtătorul de cuvânt al SJU Craiova a dat informații despre starea copiilor ajunși la UPU. Au ajuns la SJU Craiova 9 copii cu vârste cuprinse între 9 și 10 ani. Aceștia s-au prezentat la spital cu grață și vărsături. În evoluție, la unii au apărut și dureri de cap. E posibil ca o parte să plece la domiciliu, dar cei mai mulți dintre ei vor rămâne probabil internați. O situație similară a avut loc și la Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu din Dăbuleni, județul Dolj. 9 copii au fost intoxicați cu substanțe de dezinsecție folosite în urma varicelei. Unul este în stare gravă. 8 dintre ei sunt în clasa 4-a și unul este la liceu. Aceștia prezentau stări de grață, vomă și iritații ale căilor respiratorii. Starea de rău a apărut la ora de educație fizică și sport. La fața locului s-a deplasat o auto specială de victime multiple și o ambulanță SAJ cu medic. O elevă a fost transferată de urgență la spitalul din Craiova. Copila este într-o stare gravă. Ceilalți 8 copii au fost duși la spitalul din Dăbuleni. Acolo au fost perfuzați 8 dintre ei, iar după ce starea lor s-a mai îmbunătățit, au fost transportați la SJU Craiova pentru investigații suplimentare. Substanța folosită pentru dezinfectarea sălii de curs este Survanios Premium, un detergent dezinfectant pentru pavimente, suprafețe și dispozitive medicale. Informația a fost dată de reprezentanții firmei care au făcut dezinfectarea. Substanța folosită se numește Survanios Premium și are toate avizele necesare. Nu s-a depășit doza recomandată, au confirmat cei de la ISU. Aseară, după ce au plecat elevii, s-a făcut curățenie. În prospect scrie că își pierde efectul după o oră. Probabil nu a avut timp să se usuce complet. În încăpere respectivă au o sobă. Probabil din cauza căldurii, substanța s-a evaporat în aer. Combinat cu efectul căldurii excesive, elevilor le-a venit rău. Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, Gigel Capotă, a fost implicat într-un accident rutier. Evenimentul a avut loc miercuri după amiază pe strada Victoriei din municipiul Târgu Jiu. Mașina condusă de actualul director economic s-a izbit frontal de o altă mașină. În urma impactului, șoferul celui de-al doilea autoturism a fost rănit. Doi bărbați de 30, respectiv 39 de ani, din județul Ilfov au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de furt și înșelăciune. Cei doi indivizi sunt acuzați că ar fi furat un telefon mobil și ar fi înșelat două vânzătoare cu suma de aproximativ 500 de lei. Faptele au fost comise în două magazine de pe raza municipiului Târgu Jiu. Polițiști din cadrul poliției municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj doi bărbați de 30 și 39 de ani din orașul Pantelimon, județul Ilfov, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de furt și înșelăciune. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că la data de 10 ianuarie anul curent, cei doi bărbați s-ar fi deplasat pe raza municipiului Târgu Jiu la două societăți comerciale, unde sub diferite pretexte ar fi înșelat gestionarele de suma de 373 respectiv 110 lei.
Totodată, din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că cei doi bărbați ar fi sustras și un telefon mobil. În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbaților. Cei doi bărbați au fost prezentați miercuri parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. Un bărbat în vârstă de 39 de ani din orașul Novaci a fost prins în timp ce conducea un autoturism pe strada Rovine din localitate, deși era beat criță. Bărbatul a fost depistat cu o alcoolemie de 1,38 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiști din cadrul poliției orașului Novaci au depistat în trafic un bărbat de 39 de ani din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Rovine din orașul Novaci, având o concentrație de 1,38 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului sau altor substanțe. Sancțiunile sunt destul de drastice pentru șoferii care nu respectă regula de a nu se urca la volan după consumul de băuturi alcoolice. O alcoolemie de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat se sancționează cu amendă de la 21 la 50 de puncte și suspendarea permisului pentru 6 luni, iar peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. Patru mașini aflate într-o parcare din municipiul Craiova au ars miercuri dimineață, focul izbucnind din cauza unui scurt circuit produs la unul dintre autoturisme, apoi extinzându-se. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta puternic la motorul uneia dintre mașini. Celelalte trei autoturisme aflate în apropiere au fost și ele afectate. Prima mașină de la care a pornit incendiul a ars în proporție de aproximativ 90%, două în proporție de aproximativ 80% și unul în proporție de aproximativ 10%. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit electric. Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia au avut programată miercuri o ședință premergătoare negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă. Este vorba de discuții care s-au axat în principal pe prezentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli. La ultimele ședințe, liderii de sindicate au solicitat administrației să le fie prezentat proiectul de buget pe anul 2020. Așadar, miercuri de la ora 14 la sediul Complexului Energetic Oltenia din Târgu Jiu, șefii companiei au venit cu documentele necesare în vederea lămuririi sindicaliștilor înainte de începerea negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă de la Complexul Energetic Oltenia. Este de amintit că actualul CCM expiră la finalul lunii martie și trebuie să fie negociat un contract nou sau un act adițional la actualul CCM la Complexul Energetic Oltenia. Criza aprovizionării cu echipament de protecție la Complexul Energetic Oltenia se adâncește. Minerii încă așteaptă echipamentul de protecție pe 2019. Administrația nu a reușit în ultimii ani să organizeze o licitație în urma căreia să fie aduse toate echipamentele de lucru necesare. Majoritatea licitațiilor au fost anulate. Prețurile prea mici au alungat pe potențialii ofertanți. Există situații în acest început de an în care ar urma să fie livrate echipamentele pentru 2020, dar mai sunt restanțe din 2019. Uzina de agent termic și alimentare cu apă din Motru mai are de plătit doar 3 rate potrivit planului de eșalonare a datoriilor. Acesta a fost aprobat de judecătorul sindic. În momentul de față, debitele UATA Motru sunt de 1,2 milioane de lei. În același timp, furnizorul de agent termic din Motru are de recuperat de la populație suma de 20 de milioane de lei. Este vorba de datoriile pentru apă caldă și căldură furnizate în ultimii ani. În mod normal, uzina este de 3 ani de zile în insolvență din cauza că nu și-a mai putut achita debitele. Social-democratul Gabriel Giorgi mai are foarte puțin din mandatul în fruntea Minprest Servrovinari. În perioada următoare, Giorgi va pleca din fruntea unității. Prestatorul de servicii al Complexului Energetic Oltenia are acum un consiliu de administrație susținut de liberali. Giorgi nu va mai sta prea mult la conducerea unității. Acesta a și declarat că nu se agață de funcție și se va retrage. Minprest Rovinari prestează servicii în principal pentru Complexul Energetic Oltenia. Cei mai mulți salariați sunt muncitori necalificați.
Primarul municipiului Marcel Romanescu vrea în lista de consilieri locali pe care o va avansa PNL Târgu Jiu și oameni care nu au făcut politică. Liderul liberal a declarat că a avut discuții cu conducerea organizației municipale și a avansat această propunere. Romanescu ar dori consilieri din mai multe segmente ale societății. Liderul liberal a admis că organizația municipală va avea ultimul cuvânt în alcătuirea echipei propuse pentru alegerile locale din acest an. Edilul în funcție vrea cel puțin 10 consilieri locali după alegerile din 2020. Mi-aș dori sincer să mi-asigur majoritatea de unul singur, eu ca primar și Partidul Național Liberal. E greu. Eu sunt un om corect, ar fi cea mai frumoasă surpriză după surpriza din 2017, în 2020, dacă aș putea să-mi realizez majoritatea doar din Partidul Național Liberal, cred că ar fi ideal pentru mine ca primar. Dar mă aștept la un număr de în jurul a 10 consilieri locali, care să-mi permită mult mai ușor ulterior negocierile cu alte formațiuni pentru realizarea unei majorități în Consiliul Local. Îmi doresc pe lista de consilieri locali și oameni care nu au fost până acum implicați politic, oameni care vin din diverse medii, din sănătate, din sport, din societatea civilă, oameni care să îmbunătățească calitatea acestei liste. Deci îmi doresc să fie, cum să vă spun, o îmbinare a experienței colegilor mei din Partidul Național Liberal cu expertiza pe care ne-o pot oferi oameni care până în acest moment nu au făcut politică. Fostul consilier de la PMP, Ion Săvoiu, nu și-a făcut adeziune la PNL, a mai spus primarul Romanescu. Indiferent de opțiunea mea, colegii mei din biroul permanent local vor face în așa fel încât să avem o listă foarte bună. Dacă domnul Săvoiu se va regăsi sau nu se va regăsi, asta depinde foarte mult de cei 27 de colegi pe care i-am în birou permanent local, în urma ședințelor pe care le vom avea în perioada imediat următoare. Nu știu ce să vă spun la acest moment, nu este membru al Partidului Național Liberal, cel puțin știu că la ultima ședință nu am validat o astfel de adeziune. Ca orice cetățean și domnul Săvoiu poate să-și depună solicitarea pentru a deveni în primul rând membru al Partidului Național Liberal, iar dacă colegii mei consideră că poate să aducă plus valoare echipei de la Târgu Jiu, este binevenit. Printre consilierii locali ai liberalilor care nu mai doresc prelungirea mandatelor se află Eduard Berca sau Mihai Paraschiv. Bătălia finală în PSD se va da între Adrian Tudor și Ciprian Florescu. Viceprimarul în funcție este convins că fostul prefect îi va fi adversarul principal în competiția internă a social-democraților. Pentru Adrian Tudor, lucrurile sunt clare. Se va duela cu Ciprian Florescu pentru a fi candidatul PSD la Târgu Jiu. Cei doi vor avea de prezentat proiectele pentru municipiu, dar și planurile pentru campania electorală. Sunt mai multe propuneri. Va trebui să avem o discuție cu liderii organizației. Bun, asta cred eu că șanse de a fi în finală sunt eu și Ciprian Florescu. În acest moment pot apărea și alte persoane în discuție. Trebuie să prezentăm un proiect de abordare a campaniei electorale și un proiect de program pentru Târgu Jiu și să hotărâm împreună în partid care din cele două, trei, patru proiecte sunt viabile pentru comunitate. Tudor încă așteaptă rezultatele sondajului efectuat de PSD și speră că măsurătoarea să fi fost făcută după anumite criterii. Pe mine unul, știind cum trebuie abordat un sondaj de opinie, nu mă interesează cifrele neapărat, mă interesează în primul și în primul rând să vedem gradul de notorietate, ce își doresc cetățenii, care e profilul candidatului, cât mai poate crește fiecare candidat, ce candidat poate să atragă voturi din zona de nehotărâți, ce candidat poate să atragă voturi de la celelalte partide. Deci despre asta trebuie să vorbim. Întreagă serie de răspunsuri pe care trebuie să le găsim atunci când vorbim de profilul candidatului și de numele candidatului. Când își vor prezenta cei doi proiectele, nici cei mai buni prezicători n-ar ști să spună, crede Tudor. Aveți un termen până la care să prezentați aceste proiecte? Eu sper că până la legile locale să le prezentăm și... Și când să fie ales candidatul, dacă până la alegeri o să le prezentați? La alegeri. Nici Nostradamus n-a putut să spună când va fi stabilit candidatul PSD-ului pentru primăria Târgu Jiu. Atât de dificil este? Da.
Săptămâna trecută, cei doi candidați PSD s-au contrat în mass media. Ciprian Florescu a sugerat că Adrian Tudor a furat startul prin nenumăratele interviuri pe care le dă despre o eventuală candidatură, iar viceprimarul i-a transmis fostului prefect că nemulțumirile se discută în interiorul partidului. Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea a început să monteze în centrul orașului inimioare din flori cu ocazia zilei de Sfântul Valentin, dar și a celor de 1 și 8 martie. Astfel, două inimi de flori au fost amplasate în partea dinspre parca scoarului Mircea cel Bătrân, în imediat apropierea instalației unde îndrăgostiții își pot lega simbolic cu lacăte sentimentele care îi unesc. De asemenea, în centrul orașului vor răsuna cântece de dragoste. Sistemul de sonorizare din acea zonă a fost schimbat începând din această săptămână. Tot în scoarul Mircea cel Bătrân, începând din 21 februarie și până în 8 martie, se va desfășura o nouă ediție a Târgului de Mărțișor. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!